Salut! Sunteți pe canalul Anabela Show și astăzi... Mama! Da, și astăzi din nou vă invităm în lumea poneilor, My Little Pony. Și uitați-vă, astăzi avem castelul frumoasei prințese a iubirii, Cadence. Uitați-vă că și ea este foarte frumos pregătită, are o roche parcă din cristale. Și castelul la fel este, și aici avem un imperiu de cleștar. Deci este foarte frumoasa Cadence. O vedeți pe frumoasa Cadence, are o roche specială și desigur că este și Shining Armor, soțul lui Cadence. Dar cum așa pereche frumoasă să nu aibă un bebeluș? Bebelușul Flurry Heart. Îl vedeți pe Flurry Heart? Ăsta este imperiul de cleștar. Este un imperiu foarte frumos, un castel foarte frumos. Și uitați-vă, ăsta este tronul lui Cadence. Frumoasa Cadence are un tron, desigur. Așa, îl lăsăm aici ca să-l vedeți voi mai bine. Sperăm că-l vedeți. Și aici avem un tron mai mic, care este tronul bebelușului Flurry Heart. Îl punem și pe el aici. Op! Pe Flurry Heart îl punem în acest tron frumos. Așa, aici avem oglinda pentru frumoasa Cadence. Vedeți oglinda? O punem și... Acest castel luminează noapte. Voi intra acum, dar nu știu dacă se va vedea. Aha, ceva se vede, dar noapte este foarte frumos. Luminează foarte bine. Oh, uitați-vă! Biberonul lui Flurry Heart, bebelușului. Bebeule, poftim biberonul tău! Așa, Cadence se află aici. Aici sunt niște scări pe care se urcă și uneori iese să vadă ce se întâmplă. La fel și Cadence, prințesa iubirii. Este frumoasa familie a iubirii. Poate să lumineze și așa. Nu știu dacă se vede, dar este foarte frumos noaptea. Și acum stingem luminile. Aha, dar am uitat să vă arăt și leagănul. Leagănul bebelușului. Op, îl fixăm pe bebeluș aici și uitați-vă. Deci este un leagăn foarte frumos. Așa, uitați-vă, da, s-ar părea straniu că se rotește, dar fără grijă, el nu va cădea. Și ați văzut, aici în interior se află o inimă. Deci este inima poneilor, inima dragostei, pentru că este un castel al iubirii. Frumoasa familie Cadence și soțul ei și imperiul de cleștar. Sper că v-a plăcut foarte mult filmulețul nostru. Dacă Bela a evadat undeva prin casă, dacă v-a plăcut filmulețul nostru, dați-ne like și nu uitați să vă înscrieți pe canalul Anabela Show. Pa, pa, dragilor, până la noi întâlniri!